Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculae Barba, a purtat o serie de discuții la sediul instituției cu secretarul de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Oana Ursache, discuții la care a participat și senatorul USR Plus, George Mândruță, și care au vizat proiecte importante pentru diaspora. Vicepreședintele Consiliului Județean a declarat că a discutat despre necesitatea unei platforme la care să fie conectate toate grupurile profesionale ale celor din diaspora, proiect aflat în lucru, dar și despre posibilitatea implicării diasporei în atragerea de investiții și promovarea brandului Bucovina. Totodată s-a discutat și despre parteneriatul cu Repatriot la nivel național și problema copiilor cu părinți plecați în străinătate. Niculae Barbă a prezentat proiectele administrației județene care ar putea fi multiplicate și în alte județe sau la nivel național, precum și proiectele comune derulate cu regiunea Cernăuți. Vicepreședintele Consiliului Județean a adăugat că în cadrul întâlnirii s-a mai discutat despre Departamentul Diaspora din cadrul Consiliului Județean, despre proiectele din luna diasporei și cele organizate și finanțate cu prilejul a 150 de ani de la serbarea de la Putna.